Salut! Astăzi am o problemă cu acest MacBook. Practic, tastele astea nu mai funcționează, așa că le voi rezolva. După cum ziceam, am o mică problemă cu acest MacBook. Chiar dacă este mai vechi, din 2012, încă funcționează ok, mai ales că i-am făcut și un mic upgrade, are 8 GB de RAM, are 2 SSD-uri, are baterie nouă, ar trebui încă să facă față. Așa că i-am comandat o tastatură nouă. A fost 161 de lei, 180 de lei cu tot cu transport. Și pentru 180 de lei îmi fac MacBook-ul perfect funcțional. Și asta am și nevoie. Așa că să dăm drumul la treabă. Atenție, acesta nu este direct un tutorial, pentru că nu am mai multe camere, nu avem cameră deasupra ca să filmăm exact. Este așa, mai mult ca idee. Totuși, pe parcursul clipului, eu o să explic. Să aranjăm șuruburile, ca de obicei, în ordine în cutie. Bun. După ce am desfăcut capacul, deconectăm bateria. Are o simplă mufă, doar că nu mai am deloc unghii. Și acest lucru este enervant, din păcate, pentru că în acest moment ar fi prins bine. După ce am desfăcut bateria, scoatem ventilatorul, coolerul. Desfacem cele trei șurubele. Aveți grijă de ordine, pentru că cele trei șuruburi au dimensiuni diferite și contează foarte, foarte mult. Altfel riscați să stricați componente sau inclusiv PCB-ul. Dați culorul la o parte, deconectați toate cablurile și pe astea și astea de aici și astea și cel de la display. Ok, scoatem RAM-ii. Da, am modele de RAM diferiți, Corsair și Kingston. Pentru că nu contează, ambii sunt DDR3 la 1600, merg bine, e tot ce contează, altceva nu mai trebuie. Ok, și acum trebuie să scoatem placa de bază și începem să desfacem șuruburile. Nu este o ordine anume, cel care vă este cel mai comod. Eu voi începe cu un colț sus. După ce am scos toate, mai era un șurub, știam că mai este un șurub. Okay. Acum placa de bază ar trebui să se poată ridica. Deconectat tot, deconectat toate cabluri, tot. Și vedeți că în partea aceasta mai este mufa de alimentare. Aceasta se poate deconecta cu grijă. Ok, și asta este placa de bază de la MacBook. Procesor, cooler și tot ce mai trebuie. Bun, din păcate nu este suficient tot ce am făcut eu până acum și trebuie să continuăm să demontăm și bucata aceasta. Să schimbăm șurubelința, nu mai merge cea hexagon și mergem la șurubelință normală. Iar acum trebuie să văd exact care sunt șuruburile, pentru că sincer nu știu. Și să văd și ordinea în care le voi pune. Ok. Bun, și nu mai am. Sunt astea cele de aici. Ok. Ok, să se dăm de la o parte.
ăsta, cel care ține tot. Ok. Și acum trebuie să dezipim cu grijă folia de deasupra bateriei, pardon, de deasupra tastaturii. Între folie și tastatură există banda de iluminat și are o folie de protecție, după ce se dă folie jos, se ajunge la tastatură. Dar, să vedem ce putem să desfacem noi astfel încât să fie și să nu distrugem, pentru că această folie trebuie refolosită. Ei, am și o pensetă aici. Trebuie să folosesc. Sper că este o pensetă foarte subțire și dubioasă. Și de multe ori prefer să nu o folosesc. Cred că trebuie să scoți bateria. Iar pentru baterie este nevoie de o șurubelniță în 3. Este în 3. Ok, bateria o punem în partea aceasta. Aha. Deci mai era aici un colț care stătea sub bateria ascuns. Dar da, îl voi curăța, nu o să-l montez așa. Câte mizerie. Și mai are și o folie albă, după cum ziceam, care și aceasta trebuie. Sau? Da, trebuie și aceasta salvată. Uai! Incredibil! Câtă mizerie! Și acum, practic, am terminat cu șurubelnița așa, am terminat cu penseta, am terminat cu spagerul, revenim la șurubelnița 2. Aveți nevoie de una foarte, foarte mică, da. Și foarte, foarte multe șuruburi. Nu știu cât de multe, dar sunt foarte, foarte multe. Eu nu știu unde să le pun ca să nu cadă, să nu se lipească de mine, să nu am vreo problemă. Cred că voi le pun aici în mijloc. Și da, eu voi continua să desfac toate șuruburile astea și revenim.
După ce am dat cu toate șuruburile, multitudinea șuruburi, am dat cu și butonul de power, care este ascuns undeva aici într-un colț sus, care mai este prins în alte două șuruburi. Și acum încerc să-l pun la loc cu grijă. Atenție, butonul de power, am văzut că mai are și el un fel de garnitură metalică, de jur împrejur, care nu mă întrebați de ce funcționează, dar am văzut că este acolo. Dar, sincer, dacă nu vă pricepeți, mai bine lăsați pe altcineva care să priceapă să facă acest lucru, pentru că este foarte migălos, enervant și... Well, să zicem că provoacă transpirație. Mai mult decât căldura din birou. Și, sincer, cred că dacă un service vă cere 100 de lei ca să vă schimbe tastatura, la câtă migală este... Well... Da, merită. Nu ai multitudinea asta de șuruburi de aici. Dar tot este mai bine să aibă șuruburi decât inituri, așa cum au MacBook-urile Pro Retina, unde trebuie să spargi initurile și după aceea trebuie să pui șuruburi în locul initurilor. Acolo și mai mult timp și mai multă migală și mai costisitor. Să pun acolo ăsta. Ăsta vine așa. Așa. Vine așa. După ce am pus la loc toate firele, cablurile în partea aceasta, aveți mare grijă cum prindeți cablurile, cablul de la antenă, unitatea optică dacă aveți sau dacă aveți în cazul meu un SSD băgat în rec, aveți grijă cum prindeți firele să nu le rupeți. După aceea trecem din nou la plaga de bază de băgat înapoi în carcasă. Și nu uitați să o alimentați întâi, pentru că ghiciți ce, dacă o băgați în calculator și nu o alimentați, ea nu o să meargă. Mă rog, în MacBook.
Și aveți mare grijă să nu uitați vreunul din cabluri mufe pe dinăuntru, cum tocmai am făcut eu adineauri cu una dintre ele și acum trebuie să o scot din nou. Gata. Verificați de mai multe ori să fiți siguri că le aveți pe toate. Cum ar fi trec pe tastatură, ceea ce tot am schimbat. Iluminat, senzor pentru baterie, monitor, placă de rețea, unitate optică, hard disk, microfon și boxe. Double check. Iar acum, timpul să punem șurubele la loc. După ce ați conectat toate mufele, nu uitați să puneți și ventilatorul, să-l și alimentați. Nu uitați că șuruburile vin într-o anumită ordine, nu le încurcați între ele, pentru că s-ar putea să găuriți tastatura sau placă de bază sau altceva. Deci aveți mare grijă, după cum ziceam și mai devreme. Acum puneți și RAM-ii. Iar eu mă voi chinui să pun mufa de tastatură. Cred că am pus-o. Ultima chestie, bateria. Nu uitați, pentru baterie aveți nevoie de șurubeința în triunghi. Da, și după ce ați pus toate astea, cuplați bateria. Și acum, înainte să-i pun capacul, hai să vedem dacă funcționează. A pornit. Uai, că Jega a căzut de pe ecran, de pe tastatură pe ecran, dar nu-i nimic, cu ocazia asta îl vom curăța, va fi luna. Sper să meargă tastatura. Altfel, am făcut toată această muncă, degeaba și va trebui să pot din nou pe cea veche. Ok. La prima vedere funcționează. Da? Sunt cumva uimit, dar plăcut, uimit. Hai să vedem. Merge și backlight-ul. Perfect. Volum. Super. Și acum mai să facem așa. Iop, totul funcționează perfect. Deci nu rămâne decât să îl șterg înainte să-l bag înăuntru, pentru că nu îl pun așa un murdar. Și cam asta este. Practic este, pentru mine a fost o muncă de o oră și un sfert. Pentru voi s-ar putea să fie mult mai mult. Pentru un service autorizat care mai făcut chestia asta, s-ar putea să fie o muncă de maxim jumătate de oră. Dar, sincer, nu vă recomand să faceți asta acasă, pentru că este migalos. Vă recomand dacă să mergeți la un service autorizat și să facă ei asta. O să scăpați de transpirație, bătăi de cap. Așa că asta a fost tot pentru astăzi. Sper că nu sunteți cu prea multe thumbs down-uri pentru acest clip. A fost așa improvizat, pentru că tot mi-a murit tastatura, tot veneam la studio, am zis hai să fac asta repede până vin Ioan și Mihai, dar ghiți și au intrat de clip. Dar, anyway, nu uitați de un like pe Facebook, de un like pe Instagram. Eu sunt Lucian, noi suntem Doc Tehnica și ne vedem data viitoare. Bye!